Oferta ANAT vine în condițiile în care, în urmă cu câteva zile, premierul Victor Ponta a anunțat că va pleca în vacanță în străinătate. Referitor la criticile care i s-au adus vis-a-vis de această plecare, premierul a precizat faptul că vacanța a fost mai ieftină decât una în stațiunea Mamaia. Liderii Asociației Naționale Agențiilor de Turism au o altă opinie. Îi lansăm invitația să petreacă o săptămână la Mamaia gratuit, la ce hotel dorește, împreună cu familia, ca să vadă litoralul românesc și prețurile practicate aici. Dacă sunt mai mari decât la Miami, cu această ocazie să scadă și taxele. De acum vrem TVA 0%, dacă tot e scump la Mamaia. Trebuie să luăm, evident, măsuri să reducem taxele, susține Alin Burcea, prim vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Această perioadă, tarifele sunt maximale, prețurile încep de la 260 de euro pe noapte, camera dublă cu demi-pensiune, mic dejun și prânz inclus pentru doi adulți, acces la piscina exterioară și la plaja privată a hotelului. De asemenea, în fiecare săptămână se organizează evenimente tematice, seri tematice și foarte multe activități, piese de teatru pentru copii, care nu se vor plictisi deloc. În ceea ce privește apartamentele, prețurile încep de la 310 euro pe noapte pentru doi adulți. Gradul de ocupare este de 100%. Reducerea TVA la 9% pentru pachetele turistice care a dus în acest an la ieftinirea vacanțelor pe litoralul românesc a impulsionat turismul. Situație evidențiată în rapoartele prezentate de Institutul Național de Statistică.